Bună ziua și bine v-am găsit la al patrulea episod din Mănânci Până Crap. Astăzi avem pe cel mai râvnit invitat dintre invitați, o guriță mică. Salutare! Eu m-am pregătit să pierd, deci o să știți, eu nu am 3 întrebări astăzi, eu m-am pregătit o întrebare. Dacă eu câștig o rundă, sunt zeiță. N-ai șanse. Dar, diferența pentru acest episod din Mănânci Până Crap, pentru că o guriță mică nu face deplasări la Cluj, am venit noi pentru el la București. De această dată suntem la Hige Social Kitchen, unde avem niște preparate foarte faine în fața noastră. Andu a stricat această supă, să nu credeți că eu sau bucătăria. Nu. Ești pregătit? Mamă, deci mi-e foame, deci mi-a zis, vezi, azi nu mânca că nu știu ce. Ești nebun, îți dau daună să mănânci pe a ta. Fii atent, pentru că ești o guriță mică, niciodată n-am avut supă. Ești primul care mănâncă supă și eu așa repede înainte, dar ideea e că n-ai voie să sorbi. N-am voie să sorbi doar cu lingurița? Doar cu lingurița, cafe și farbecul. Dacă sorbi, eu pot să mă duc de pe acum să plimb câinică. Nu mai ai ce să ăsta. Înțelegi? Da. Bun. Îi dăm drum? Da. Mi-ai pus întrebări spicy? Ok. Rău, deci dacă vedeți ce întrebare am pus, așa mai puțin din viața personală. Pe care eu, nici eu nu știu pe asta. Și-s curios, eu. Ok, bine. Când pot să mănânc? Stai că Radu ne dă timp. Prima probă, 2 minute. 2 minute ne dai? Da. Mamă, mie mi-e frică. Eu știu că o să pierd, din start. Nu știu, eu nu te-am întrebat ce-ți place, ce nu-ți place. Avem o supă, cremă de roșii și morcov copt. Arată bine. Oricum totul arată bine. Arată bine tot. Eu felul ăla. Da, eu pe ăsta, dar ăsta am voie să iau direct cu mâna sau mai trebuie să mă chinui cu fuglița? Hai, fie cu mâna. Te lăsăm să fii ca la tine acasă. Bun, mă pregătesc? 3, 2, 1. 2. Gata. Eu nu cred. Și jur că eu simțeam că sunt în avans. Păi jur. Da, păi ți-am dat avans, ai avut o lingură în față și după care te-am luat. Eu nu cred. Băi, ai băgat-o undeva? Renato, tu ai văzut chiar o mâncat? Nu, ca să mânești scaunul. Cât timp a trecut? 4 secunde. Nici alea, că vorbim de 20. Radu, împachetea să te plecăm acasă. Ok. Întrebare roșie. Când ai avut ultima dată treabă cu un băiat? Ce înseamnă treabă? Saca-paca. Nu. Nu pot, nu spun asta, nu spun. Bine, atunci măcar o întâlnire. Acum 2 zile. Se mișcă repede, Andreea. Mamă, Radu, tu știai de întrebările astea? Și mi-a zis și că da, pune-le, că sigur, dă-i. Da, am înțeles. O să avem o discuție productivă într-un spre Cluj. Pentru felul nostru principal, de care eu sunt foarte excited, dar acum sunt foarte supărată și dezamăgită. Efectiv, eu cred că o să mănânc așa încet, să savurez masa, că oricum, cred că până bag prima gură, gata. Așa. Avem un cotlet de porc cu piure și ierburi aromatice. Arată foarte bine, arată foarte, foarte bine. E super bun. Când pot începe? Hai, Radu, dă-ne 3, timerul. 2, 1. Jur că nu mă chinui, jur. Eu mă bucur de această masă. Încă bun. Andu-ți rău. Haide, dă-i. Așa chiar îmi place, știi? Simt gustul mâncării. Bun pireu.
Eu nu cred. Ce a fost bun pe rău? E foarte bun pe rău. Eu nu-i foarte bun. Am dus rău? Haide, pune-mi întrebarea, Andu. Pune-mi întrebarea. Pe rău. Eu n-am crezut că mănâncă halul ăsta. Bă, bun cotletul. Se termina și timpul, Andu deja a băut apă, a fost relaxat, adică... Ești pregătită? Nu. Cu cine nu ai mai colaborat niciodată din influencerii cunoscuți? Adică nu-mi zic cu Gigica din Deal. Zic? Mamă. Și de ce? Stai că zic acum, cu Marius Simen. Cu Marius Simen? Îl cunoști? Ăla puțin mai dolofan care se machiază? Da. Da, cu ăla noi, nici eu n-aș colabora în viața. Noi am fost prieteni, cât de cât prieteni. El s-a băgat într-o prietenie cu mine, forțat într-un fel. Și eu nu foarte fals, foarte, foarte fals. Și eu cu bun simț am spus, băi omule, eu nu mai vreau să fim prieteni, nu mai vreau să așa, pentru că nu-mi place felul tău de a fi. Eu nu foarte rău, tăcioasă, atenție, e un om rău, îi șarpe, îi... Efectiv, e un om de care trebuie să treci, mie mi-e frică de oameni. Știi că este singurul om din online de care n-am auzit lucruri bune. Este, deci e rău. Eu nu l-am cunoscut în viața mea, dar nici n-aș vrea. Nu recomand. Nu sunt fan. Să merg de Dumnezeu, n-am nimic cu nimeni. Dar pur și simplu e un om de evitat din punctul meu de vedere. Fiecare își face ce vrea cu viața lui. Eu evit. Sunt atât de tristă, sunt depresivă. Mă, dar ce te așteptai când ai venit la vlogul ăsta cu mine? Dar ești chiar așa. Băi, eu pe TikTok mie nu mi-am arătat potențialul, gen eu mănânc rău de tot. Și gândești că mie-mi e foame, mie în continuu mie-mi e foame. Și eu am avut o masă înainte de treaba asta, că am zis că bă, poate cine știe. Dar încă mie-mi e foame, dar e și bună mâncarea. Ce e drept, e foarte bună, îmi place. Adică nebunia asta de aici a fost rău, dar... Mamă, deci asta miroase bine, jur. Pentru final avem un brownie cu nuci, caramel sărat și înghețată de vanilie, ca să mâne camarul cum ar fi, știi, în dulce, deci... Nu mai zic nimic. 3, 2, 1. Mi-a venit supa pe gât. Am simțit-o gen cu facilitatea. Cred că am mâncat prea repede. Vreau să o prind un pic? Vreau după aceea, faci o pauză. Chiar ce rău? Am greșit acum, nu-l seama. Nu e brownie, mă, ce stai răstit. Vă lasă-mi cu brownie, nu-l mai pot. E prășură cu prună. Ce rău? Nu cred. Chiar ce rău? Da, bă, e... După 15 minute în care Andu a lipsit, prin un juriu foarte bine concretizat și corect, s-a spus că am câștigat. Îmi pare rău. Deci nu contează cine a câștigat mai mult sau mai puțin. Pentru că ai plecat din timpul probei, am câștigat. Nu ai ce comenta. Nu, gen, să nu se înțeleagă, mâncarea e gen, e super bună. Mi-a venit pentru că am mâncat mult prea repede. Gen, am băgat prea, prea repede, rău de tot. Da, e bine să accepti pierderile. Și înfrângerile sunt lecții bune, știi? O să mai pierzi viață. Întrebarea mea pentru tine, singura mea întrebare, singura întrebare pe care cred că și-o pune o țară întreagă de când a apărut o guriță mică în fața reflectoarelor. Doamne, iartă! În fața reflectoarelor. În fața reflectoarelor. Întrebare roșie. Ți-ai cumpărat vreodată urmăritorii? Să-i cumpăr în ce simț sau pe lună? Să-i cumpăr. Gen, să cumpăr urmăritorii? Sau da. Ce? Nu, never, nu. Jur, n-am. Dar pe ce aplicație? Nu înțeleg, gen. A, deja se gândește la aplicație. Nu, stai o secundă. Întrebare, gen, să plătești și gen să-ți vină urmăritori? Nu, never. A, dar din altfel. Da, uite, știi cum? Poți să... Stai că o zic sincer și nu fac nicio treabă. Am făcut toată... Deci își cumpără urmăritori, am înțeles. Nu, stai o secundă. Hai să-mi fără următor o dată. Că, gen... Știți că ăla care vorbește cel mai mult minte? Nu, nu mi-am cumpărat. Ideea că am dat o dată la câțiva urmăritori bani, gen, pentru un challenge. Atât. Dar nu am cumpărat. Ți-ai dat mită? Nu mită, gen, au câștigat un challenge. Eu am pierdut, eu trebuia să le accept cererea în câteva minute și gen... Gen, ai dat mită? Nu! Ai de cap meu, nu, dar nu. Propriu zis, cumpăratul ăla de următor, bine, nu. Bine, asta e în burtelă, e mită pe față. Am înțeles. Bine, râde în glumie, am înțeles, nu știu, cumpărat urmăritor, da. Face și noi așa un pic. Ar fi... Tămbălău. Ar fi cool, man.
Da, nu este nicio problemă. Cel mai... Sunt atât de supărată să neagă de supărare, jur. Neagă sunt de supărare. O să-mi iau cei mai, nu știu, oponenți, cei mai slabi oponenți, ca să știu sigur că câștig. Eu nu mai pot să duc încă o bătălie din asta. Nu mai pot. Mai există unul, pentru nu mai există nimeni. Doamne, îți mulțumesc. Bun. Mulțumim că v-ați luat la noi această seară. Dimineață, nu știu că v-ați luat la noi, la noi este seară. Eu sunt supărată, am de fericit, mai ții rău. Îți revi tu, mai răghezi. Da, mai acum răghezi. Vin gazele alea din stomac. Acum, nu mai zicem nimica. Mergem, că ne trebuie să ajungem înapoi la Cluj, că mâine avem treabă la Cluj. Mulțumim că v-ați luat la noi. Ne găsiți pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube. Det Andu, Andreea Corb. Ce power? Power by... Power by o guriță mică. Nu uitați să dați o guriță mică, butonul de like și până la aftare. Eu am fost Andu, ea a fost Andreea. Șniți-i spatele camerelor. Miau! Yeah.